Ninivitenii au crezut în Dumnezeu. Au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac de la cei mari până la cei mai mici. Cartea prorocului Iona, capitolul 3, versetul 5. Preacuvioși și preacucernici părinți și dragi cântăreți, intitulez cuvântul meu din seara aceasta așa: Canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, celebrat în vreme de epidemie. Și mi-am început cuvântul cu un verset din cartea prorocului Iona. Mai tuturor credincioșilor noștri le este cunoscută întâmplarea cu Iona prorocul. Cetatea Ninivei rătăcise tare de la adevăr, de la cale, de la bunătate. Dumnezeu s-a hotărât să o pedepsească. Dar când Iona prorocul a fost trimis acolo și predica lui suna așa: 40 de zile or fi și Ninive va pere. Ninivitenii, de la rege, de la cei mai bătrâni până la cei mai mici, s-au pocăit. Au crezut în Dumnezeu, au ținut post și s-au îmbrăcat cu sac. Și Dumnezeu i-a iertat. De ce cuvântul meu de învățătură pleacă de aici? Pentru că și de la încercarea mare în care se află omenirea, noi nădăjduim că Dumnezeu până la urmă ne va scăpa. Ne va scăpa prin rugăciunile celor credincioși și buni. Prin rugăciunile celor care își pun nădejdea în Dumnezeu. În rugăciunile celor credincioși și buni se află și acest canon de pocăință pe care creștinătatea răsăriteană și nu numai îl celebrează în a cincea săptămână din postul mare. Miercuri seara. De fapt, a început ziua de joi. Și acest canon de pocăință în a opta cântare ne aduce aminte tocmai de întâmplarea cu cetatea Ninive și cu faptul că Dumnezeu i-a salvat. Și noi ne nădăjduim că Dumnezeu să ne salveze și pe noi. Ne punem nădejdea în El. Așa cum și-au pus ninivitenii, s-au căit și-au postit de la cei mari până la cei mici. În acest canon de pocăință, mare canon de pocăință, alcătuit de Sfântul Andrei, arhiepiscopul Crete, în acest canon de pocăință, după a șasea cântare, aflăm acest contact plin de înțelepciune care sună așa. Se adresează Sfântul Andrei sufletului lui, sufletului nostru, suflete al meu, suflete al meu, scoală. Pentru ce dor? Sfârșitul se apropie și vei să te tulburi. Deșteaptă-te, dar,
ca să se milostivească de tine, Hristos Dumnezeu, Cel ce pretutindenea este și pe toate le plinește. Deșteaptă-te, dar! Întoarce-te, dar! Pocăiește-te, dar! Fă-te bun! Îndemnul acesta vine de la Sfântul Andrei Critean. Acum, fără să mă lungesc, totuși, nu se poate să nu spun câteva lucruri despre pocăință, despre îndreptare. Și iau câteva citate din Sfinții Părinți. Sfântul Isaac Sirul, referitor la revenirea, la calea cea bună, la deșteptarea noastră din păcat, din răutate, Sfântul Isaac Sirul zice așa: precum nu e cu putință să treacă cineva marea cea mare fără corabie, așa nu poate trece cineva la dragoste fără temere. Marea cea mare și furtunoasă, așezată între noi și raiul spiritual, o putem trece numai cu corabia pocăinței, purtată de vâslașe fricii. Dacă vâslași aceștia ai fricii, nu cârmuiești bine corabia pocăinței, prin care trece marea lumii acestea spre Dumnezeu, ne înecăm în ea. Pocăința e corabia, frica de Dumnezeu este cârmaciul, dragostea e limanul dumnezeiesc. Deci, ne așează frica în corabia pocăinței și ne trece marea cea furtunoasă și ne călăuzește spre limanul dumnezeiesc, care este dragostea. Sau, Sfântul Macarie Egipteanu, referitor la această lucrare sfântă a pocăinței, zice așa: pocăința este așadar singura noastră salvare. Nici cultura, nici inteligența, nici noblețea, nici frumusețea nu îl reînnoiesc pe om, ci numai pocăința adevărată, rușinea și regretul pentru tot păcatul făcut în trecut și, bineînțeles, schimbarea totală a felului de viețuire și de gândire. Sau, dacă ar fi să dăm o definiție pragmatică pocăinței, o luăm de la Sfântul Ioan Damaschinul. Pentru că, neștiind bine ce e pocăința, unii dintre contemporanii noștri socot că a îmbrățișa pocăința înseamnă a trece la o altă confesiune și nu aceasta este pocăința. Iată ce spune Sfântul Ioan Damaschinul: pocăința este întoarcerea prin asceză și osteneli de la starea cea contra naturii la starea naturală și de la diavolul la Dumnezeu. Auziți? Pocăința este întoarcerea de la starea cea nefirească, întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Sau, definiția pe care o dă Părintele Stăniloae: pocăința este mijlocul prin care credincioșii sunt scoși din închisoarea egoistă în care îi aruncă păcatul pentru a fi readuși la comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii lor. Și vă mai dau încă o definiție a pocăinței care a rămas de la Tertulian. Așadar, pentru toate păcatele săvârșite, fie cu trupul, fie cu sufletul, fie cu fapta, fie cu gândul, cel ce a hotărât pedeapsă prin judecată
La fel a făgăduit și iertare prin pocăință, spunând poporului, pocăiește-te și te vei mântui. Și de asemenea, viu să-mi zice Domnul, și vreau mai degrabă pocăința decât moartea. Deci pocăința este viață prin faptul că se preferă morții. La ea tu, păcătosule, cele asemenea mie, în așa fel vino, în așa fel îmbrățișează-o, cu acea încredere pe care un naufragiat o poate avea într-o scândură. Aceasta te va ridica pe tine cel cufundat în valurile păcatelor și te va aduce în portul iertării divine. Sunt câteva cuvinte scrise despre pocăință. Care este întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu și care presupune și o bună spovedanie. Cuvântul acesta de învățătură, sigur că vi-l adresăm dumneavoastră, celor câteva persoane care sunteți aici. Pentru că datorită situației în care ne aflăm, suntem ascultători de învățăturile celor ce ne conduc și oficiem în biserică slujba numai cu cântărețul. Dar pe calea undelor, prin radioul nostru, prin camerele de luat vedere, acest cuvânt de învățătură se îndreaptă către iubiții noștri credincioși, aflați pe la casele lor. Dumnezeu ne iubește pe toți și încredințăm că pe ei, pe cei aflați acasă, îi iubim atât cât putem și noi, și noi păcătoși. Dumnezeu ne iubește pe toți și pe El îl rugăm să ne ajute ca să depășim această stare de încercare în care ne aflăm. Și această stare de încercare o depășim cu ajutorul lui Dumnezeu și ajutați de cei ce se pun în slujba semenilor lor. Nu contenim a ne spune unii altora că trebuie să-i ajutăm pe cei bătrâni, pe cei necăjiți, pe cei bolnavi, pe cei săraci. Și din calea afară îi prețuim pe doctorii care cu timp și fără timp și riscându-și sănătatea în spitale sau pe la casele lor au grijă de cei bolnavi. Și admirăm și poliția și jandarmeria, care sunt la posturile lor, la locul lor de muncă, dându-ne nouă ajutor și îndemnându-ne să avem grijă, să avem grijă ca să ne păstrăm sănătatea și să nu transmitem acest virus de la unii la alții. Acesta este cuvântul pe care l-am adăugat canonului celui mare de pocăință pe care îl oficiem întotdeauna miercurea seara înspre joi, în săptămâna cincea Apostolului Mare. Sigur că ne aducem aminte cu nostalgie că anul trecut, că anii trecuți l-am oficiat împreună cu credincioșii noștri și să dea Dumnezeu ca din nou, în anul care vine, să fie bine și oamenii să fie sănătoși, ca să poată participa la toate slujbele bisericii. Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfintei Maria Egipteană, a Sfântului Andrei Chitean,
să ne izbăvească de această epidemie ce s-a lățit peste tot Pământul. Și să dea ca atunci când vine sărbătoarea Paștilor, să avem în suflet liniște și bucurie. Dumnezeu să primească Sfintele.